Apicultorii înscriși în Asociația de Profil din Buzău vând mierea vrac procesatorilor și spun că îngrijorează tot mai mult faptul că aceștia o combină cu miere din China sau Ucraina și apoi vând la prețuri foarte mici în lanțuri de magazine. Producția ucraineană de miere fiind foarte mare, și prețul este mult mai scăzut. S-a întâmplat și fenomenul ca ucrainienii să primească miere chinezească, care, de asemenea, a intrat pe piața europeană. Așa se face că o parte din mierea care se vinde în magazine are o calitate îndoielnică și un preț mai mic. Arată foarte rău. Nu are consistență, nu are culoare cristalizată. Deci vorbim de miere de salcâm, care știm foarte bine că nu cristalizează. În ultima vreme au pătruns pe piața, nu numai în Buzău, și în celelalte zone, a pătruns miere diverse, de diverse culori și diverse calități. Pe lângă importurile necontrolate, seceta și dăunătorii au făcut ca ultimii doi ani să fie dificil pentru mulți apicultori și nu sunt puțini cei care au renunțat la această afacere. Din cauza pătrunderii pe piața Uniunii Europene a mierii din Ucraina, numărul membrilor celei mai mari asociații de profil din județul Buzău s-a înjumătățit, astfel că de la 700 de membri a ajuns acum ca asociația să numere doar 350 de membri. În România poți găsi miere și la 28 și la 50 de lei. Apicultorii vor face demersuri pentru modificarea etichetelor, pe care vor să fie trecută exact țara din care provine mierea și tot ce mai conține recipientul în care se vinde.